Salut! Astăzi am revenit cu o nouă listă de seriale turcești scurte. Toate producțiile enumerate sunt deja finalizate și pot fi găsite cu ușurință pe internet. Dacă ai ratat prima parte despre seriale turcești scurte, fă click pe sugestia din colțul din dreapta de sus sau caută linkul în descrierea acestui video. Îți place să petreci timpul uitându-te la ceva interesant? Atunci te invit pe canalul nostru unde vei găsi o mulțime de topuri tematice cu filme și diferite curiozități cinematografice. Nu uita să te abonezi dacă încă nu ai făcut-o și hai să începi! Copilul sau băiatul meu, 18 episoade. O istorie pătrunzătoare despre acele lucruri care este în stare să le facă o mamă pentru a apăra fericirea copilului său. În centrul atenției este familia Carasu. Deși la prima vedere pare o familie împlinită, casa luxoasă ascunde prea multe secrete care sufocă pe cei care locuiesc sub acest acoperiș. 5 ani în urmă, doamna Asie, capul familiei Carasu, a impus-o pe nora sa Shule să adopte un prunc. Deoarece Shule nu reușea să aducă pe lume un moștenitor, dar acest fapt amenința matrimoniul său, femeia a acceptat copilul pe care l-a numit Efe și a devenit o mamă iubitoare pentru el. Însă au trecut ani și Shule în sfârșit naște un băiat, dar acest fapt aduce o schimbare majoră în comportamentul său. Peste noapte, dintr-o mamă grijulie pentru băiatul adoptat, Shule se transformă în una dură și necruțătoare. Ea nu-l mai suportă în preajmă, dar orice încercare de-a lui Efe să intre în voie este respinsă cu răutate. Și în timp ce majoritatea familiei crede că este o depresie postnatală, Asie știe cauza adevărată a acestei schimbări de comportament, însă este nevoită să tacă, deoarece Efe ascunde un secret și mai mare din trecutul lui Asie. Iarna răzbunării, 18 episoade. Mete și Efe sunt gemeni, însă niciunul din ei nu știe despre existența celuilalt. Un accident înscenat acum 20 de ani în urmă a despărțit frații într-un mod tragic și neașteptat. Efe, care era în mașină împreună cu tatăl lor în timpul accidentului, a fost considerat decedat. Însă persoana angajată să provoace accidentul nu a putut să ia viața unui copil nevinovat. Pentru a salva băiatul, acesta l-a lăsat în grija unei familii, convins că acolo Efe va fi în siguranță. Crescând mare, tânărul nu și amintea nimic despre familia sa adevărată, dar din acest motiv nu reușea să-și găsească pacea interioară și se simțea ca un copac fără rădăcini. Mete a avut o soartă mai bună. Deși moartea tatălui și fratelui l-a afectat enorm, acesta și-a croit o viață relativ împlinită. S-a căsătorit cu o prietenă din copilărie și a preluat afacerea prosperă a familiei. Însă într-o zi viața celor doi se schimbă. Persoana care a provocat accidentul îl găsește pe Efe și povestește ce s-a întâmplat acum 20 de ani. Aflând adevărul și că are un frate, Efe nu poate rezista dorinței de a-l vedea și se întâlnește cu Mete. Totuși, fericirea regăsirii nu durează mult. Oamenii care l-au ucis pe părintele fraților îl omoară pe Mete, dar Efe, sfâșiat de durere, promite să răzbune moartea fratelui pierdut pentru totdeauna. Tavane de sticlă, 8 episoade. Leila, încă în copilărie, a primit o lecție dură. Născută într-o familie săracă, copila nici nu știa că există o viață îmbelșugată. Situația s-a agravat și mai tare atunci când i-a murit mama, dar Leila a rămas în voia sorții. Totuși, deoarece învăța bine la școală, fetița a fost adoptată de o profesoară. Atunci Leila a înțeles că dacă va fi isteață și harnică, mereu va avea un acoperiș deasupra capului. Crescând mare, copila s-a transformat într-o tânără inteligentă și muncitoare, ceea ce i-a asigurat o carieră frumoasă într-o rețea de restaurante. Nu exista problemă pe care nu putea să o rezolve, dar șefii o apreciau foarte mult. Pe măsură ce afacerea creștea, conducerea rețelei a hotărât să deschidă o filială peste hotare, dar pentru aceasta va fi nevoie de o persoană precepută și de încredere. Convinsă că anume ea va fi managerul noului restaurant, tânăra așteaptă avansarea importantă. Însă se pare că șefii au altă părere și angajează un specialist care o va ajuta pe Leila. Dar această situație o supără mult pe tânăra ambițioasă. Totuși, o surpriză și mai mare o așteaptă atunci când ea află că specialistul angajat este fostul său iubit și acum cei doi vor fi nevoiți să lucreze împreună. Mirele Perfect, 8 episoade. O comedie romantică, ușoară și cu multe momente amuzante. În centrul atenției se află Melike,
o tânără ambițioasă, dar cam stângace, care tot încearcă să-și făurească o soartă mai bună. Chiar dacă de mică s-a văzut un reporter de succes, care mereu va fi în centrul evenimentelor, la moment Meliche scrie horoscope în micul ziar în care lucrează, dar salariul său mizerabil abia de ajunge pentru a achita chiria unei locuințe modeste. Însă tânăra nu se descurajează și este convinsă că într-o zi soarta îi va sorâde. Pentru a nu-și întrista părinții, Meliche le povestește istorii frumoase despre viața luxoasă din Istanbul, cât e de apreciată la serviciu și că care era sa urca amețitor. Dar cel mai important e că iubitul său Mehmet este un medic renumit și curând urmează să se logodească. Istorie într-adevăr frumoase, însă în totalitate inventate. La serviciu nimeni nu o ia în serios, dar așa zisul Mire nici nu o cunoaște, ci este logodnicul șefii lui Meliche. Totuși viața tinerii se schimbă atunci când ea află un secret despre Mehmet și unchiul său, dar acest secret posibil o va ajuta să obțină totul ce până acum erau doar fantezii. Cu sufletul la gură, 10 episoade. Ruia Kiran, protagonista acestui serial, află o știre cutremurătoare. Mama sa, pe care o credea moartă, este ținută prizonieră în unul din satele siriene. Pentru a o salva, Ruia se hotărăște la o faptă curajoasă și nebună în același timp. Ea va pleca ilegal în Siria, unde se va căsători cu Boran, un sirian care i-a promis că o va ajuta să-și găsească mama. Însă această idee ia o întorsătură cu totul neașteptată și periculoasă. Fără voie, Ruia este implicată în confruntarea dintre familia Lăjan și contrabandiștii, care folosesc pământurile familiei Lăjan pentru a traversa ilicit hotarele dintre Turcia și Siria. Se dovedește că Boran, sirianul care i-a promis ajutor, este un contrabandist și cu puțin timp înainte să o întâlnească pe Ruia la hotarul cu Siria, acesta l-a răpit pe domnul Alăjan, care se împotrivește ca pământurile sale să fie folosite de către criminali. Această răpire dezlănțuie o adevărată răfuială care va scoate la iveală multe secrete despre membrii familiei Alăjan, dar Ruia va descoperi că tatăl a mințit-o nu numai despre moartea mamei sale și ea de fapt nici nu cunoaște cine este el în realitate. Corbul, 21 de episoade. Yusuf Jebenji era un polițist cinstit, ceea ce nu poți spune și despre partenerul său, Rifat. Pentru o mită impunătoare, Rifat îl trădează pe Yusuf, astfel condamnând familia Jebenji la o viață rușinoasă și plină de lipsuri. La scurt timp după reținere, Yusuf moare, dar feciorul său Kuzgun este răpit, ceea ce și mai mult lovește în familia nefericită. Totuși, micul Kuzgun reușește să fugă, însă el nu se grăbește să revină acasă, deoarece știe că întoarcerea sa va pune în pericol familia. Luându-și numele Accea, băiatul a crescut printre străini și de mic a învățat legile dure ale supraviețuirii. Au trecut ani, însă Kuzgun nu a uitat acea trădare ticăloasă care a pus capăt familiei sale. Pregătind un plan ingenios, el se întoarce în Istanbul cu un singur scop, să se răzbune pentru toate suferințele nedrepte care a fost nevoit să le îndure el și familia sa. Cam atât pentru azi. Nu uita să dai un like acestui video dacă ți-a plăcut și să te abonezi pe canalul meu. Scrie în comentarii dacă ai văzut careva din serialele de mai sus și dacă da, ce impresie ți-au lăsat. Dacă nu vrei să ratezi alte videouri interesante cu topuri tematice sau știri din lumea filmelor, fă click pe clopoțel. Pe curând!